Bun găsit! Vă propun astăzi să revenim asupra unui subiect pe care l-am atins tangențial în emisiunile anterioare. Să vorbim despre valoarea de piață a unei clădiri. Acest subiect a revenit recent în spațiul public, atât în sfera guvernamentală, cât și în comisiile parlamentare, prin intenții de modificare a codului fiscal. Se propune impozitarea clădirilor în funcție de valoarea de piață a acestora. Pentru a clarifica lucrurile de la bun început, aceste proiecte de acte normative exclud terenul din ecuație și valoarea de piață a acestuia. Și atunci vă întreb, știți dumneavoastră că se tranzacționează în mod uzual casele de locuit în România fără terenul pe care se află? Evident că nu. Este ca și cum am spune că impozităm motoarele mașinilor la valoarea de piață și nu la capacitatea cilindrică. Doar că motoarele nu au valoare de piață pentru că rar se cumpără separat de mașinile în care sunt montate. Și totuși, de ce se insistă asupra acestui demers? Pentru că sună bine? Pentru că așa am promis fondului monetar? Pentru că avem nevoie de bani mai mulți la buget? Oricare ar fi răspunsul, nu se justifică aprobarea unei norme care nu este aplicabilă. Dacă se dorește introducerea noțiunii de valoare de piață, atunci să se schimbe filozofia impozitului pe clădiri și să se impoziteze proprietatea imobiliară, adică clădire plus terenul aferent la valoarea de piață a acestora. Acest sistem există și în Europa și în Statele Unite. Să se analizeze însă și impactul unei asemenea măsuri, atât asupra bugetelor locale, cât și asupra bugetelor proprietarilor de case. Mai multe detalii despre această operațiune găsiți pe pagina de Facebook a emisiunii. În emisiunea viitoare vom vorbi tot despre valoarea de piață, dar în contextul cumințeniei pământului. La revedere!